De ziua copilului, elevii școlii Principesa Maria din Sinaia au participat la un concurs inedit organizat de Asociația Non-Guvernamentală Ecosofia. Pentru că a început săptămâna mediului, tinerii au realizat mai multe desene pe asfalt, prin care au vrut să atragă atenția tuturor trecătorilor să protejeze natura. Au reușit să transmită mesajul lor pentru că au realizat pe asfalt, cu cretă colorată, un pom de 6 metri. Elevii au recitat poezii și au întocmit mai multe scrisori, care vor fi transmise la Ministerul Mediului. Domnule ministru, dacă aș fi un pic mai mare, aș spune peste tot în lume că natura este un palat cu uși deschise minunat și aș spune sfaturi multe pentru cei ce vor să asculte. Nu îți bate joc de apă, căci nu vei mai avea verdeață. Produse ecologice să folosești, ca apa să nu o otrăvești. Albine flutura să-i atragi plantând florile cele mai dragi. Astăzi este o zi deosebită pentru copiii școlii noastre, pentru că este ziua copilului, dar mai ales pentru că participăm la un concurs organizat de Asociația Ecosofia, organizație non-guvernamentală. Începe săptămâna mediului, care durează de pe 1 până pe 5 iunie, când este ziua mediului, și împreună cu copiii am hotărât să sărbătorim această săptămână prin desene pe asfalt cu mesaj să protejăm natura și prin scrisori adresate domnului ministru al mediului, scrisori care vor fi afișate pe un mare poster pe peretele clădirii guvernului. Este o muncă de grup. Copiii și-au dat toată silința pentru a obține un desen frumos, unitar, un desen care să-i reprezinte. După ce au realizat desenul, elevii au avut parte și de surprize. În parcul Dimitrie Ghica s-au dat pe role, au mers pe bicicletă și au sărit la trambulină.